Și așa tot? Tot pe la Oprești. Și uite și tu, de aici dai matalis în jurul. Trebuie să dau zoom de aici? Ca să mai apropii fața cuiva sau... Pe teren, ca să poți filmezi. Păi era un mers singur. Bine ați venit la prima ediție a Blog Olympics, o ediție organizată de Înoraș.ro. Partenerii acestei competiții sunt Decathlon Iași, Era Shopping Park și centrele de slăbit și înfrumusețare Siluet. Sponsorii sunt Icartus, Pizzeria Lila, Le Creator și Adventure Zone, iar partenerii media Kiss FM, TVR Iași, Ziarul de Iași și NewsIași.ro. Vom avea astăzi două competiții de fotbal și de basket, care presupunem noi că vor fi extrem de antrenante și pentru cei care vor juca și pentru public. Vă rugăm să fiți precauți, pentru că avem aceste temperaturi ridicate, să purtați șepci, ochelari de soare și eventual să folosiți creme pentru protecție solară, pentru că, din păcate, vom avea o zi toridă astăzi. Am să-i ofer acum microfonul lui Adrian Monoranu, pentru a ne spune câteva cuvinte despre această competiție, cum i-a venit ideea și ce așteptări să avem, nu? Salutare tuturor! Probabil majoritatea mă știu ca blogger. De 3 luni am ajuns și la Înoraș.ro și, bineînțeles, cu planuri mari. Tocmai l-am relansat. Nu știu dacă ați văzut, dacă ați apucat să vedeți aseară, a fost pus online. Chiar are un nou look, e mai fresh, mai curat, mai ordonat și, bineînțeles, mai util. Este doar prima fază din relansarea noastră. Ea o să se finalizeze în toamnă, undeva după mijlocul lunii septembrie. Și pentru că vrem să începem cu dreptul, ne-am hotărât să facem acest eveniment pentru comunitatea bloggerilor din Iași. Este prima ediție, așa cum a spus și Dragoș, o să mai fie și alte ediții și tot așa și outdoor, dar și indoor, și de iarnă și de vară, și sperăm să fie cât mai multe. Și de asemenea, planul nostru este să le facem și în celelalte orașe. Și de ce nu, poate peste ani, să avem și finale între orașe și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru prezența voastră astăzi aici și știu că nu e ușor să stați aici pe căldurile astea. Sper că în momentul în care ne apucăm să ne mișcăm să nu se mai simtă atât de tare căldura. Puteți cere de la colegii mei apă răcoritoare și vă doresc mult succes și cel mai bun să câștige. Have fun! Mulțumim, Adrian Monoranu! În ambele competiții vor fi angrenate câte 3 echipe, și la fotbal și la basket.